Ce așteptări și ce obiective aveți în urma acestui meci? Avem așteptări foarte mari, pentru că suntem majoritatea tineri, câțiva care am mai jucat la ligi mai bune față de asta. Câți jucători activează azi? 19, să joace decât 11, restul o să intre pe parcurs. Cum credeți că va fi meciul? Veți avea o competiție? Da, este o competiție, o rivalitate în comun aici. Sperăm să fie frumos, fără accidentări, fără... Un derby local, să zicem da, așa? Da, să zicem așa, un derby local. Sper să iasă frumos, fără lovituri, fără înjurii, fără... Da, astea sunt la fotbal și sunt specifice. Ce așteptări aveți în urma meciului de astăzi? Că am înțeles, este un derby local, să zicem așa. Da, este un derby local. Sperăm la un meci frumos, fair play, fără probleme, că nu vrea nimeni probleme. Care e mai bun să câștige? Asta e cel mai important lucru. E vorba de sport. Sportul general câștigă. De la Rapid avem 22 de jucători. Este o echipă nouă înființată. Da. Cum credeți că se vor descurca? Vă dați seama că e greu, fiind la început, e început de drum. I-am lăsat să mobilizeze ei cât pot și după aceea o să mai intervin eu parcurs câte puțin așa. Îi ajutăm. Meciul. Foarte palpitant. După cum ați văzut, am ratat foarte mult. Ce să mai, s-a mobilizat. Cum s-au descurcat jucătorii? Au avut... Foarte bine, foarte bine, foarte bine. Foarte bine, a făcut diferența. Câțiva jucători care au făcut diferența. Sunt buni, toți sunt buni. Toți sunt buni. Sunt copiii noștri, vă dați seama. Îmi pare rău că și în echipa cealaltă sunt câțiva jucători care sunt ai noștri. Sunt jucători și îmi pare rău pentru ei. Îi iubesc oricum, nu-i problema. Ce urmează acum? Urmează noi investiții în baza sportivă, urmează noi achiziții, o să ne mobilizăm de acum încolo. Până acum am lăsat să decurgă normal, de acum încolo să mă implic mai profund. Un meci foarte bun din partea echipei noastre, dar și oaspeții s-au ridicat la un nivel foarte mare și spectatorii au fost alături de noi. Un meci din punctul meu de vedere bun. Dumnezeu a fost cu noi astăzi, am câștigat.
Ai dat și gol? Da, am dat două goluri, dar important că a câștigat echipa. Individual nu prea contează, este sport de echipă, fotbalul se joacă 11 la 11. Cel mai important este să câștige echipa și să ieșim sănătoși după teren. Bun.